orchestra de fanfare Valentin Lukyanov, dirijor Ion Veste. Un ropo de aplauze și pentru focoasele majorete, conducător Cristina Veste. Alegeți primăvara drept mireasă, din dorul timpului alegeți dor și să te mistui ca o stea frumoasă, ce sensul vieții l-a găsit în zbor. Am să încep tradițional ca de fiecare dată. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Iată că a mai trecut ceva timp de la ultimul nostru spectacol muzical, iar dorința de a vă revedea, de a vă simți iarăși alături, nu s-a lăsat mult așteptată. Și iată că, împreună cu colegii mei, am hotărât să vă dăm o nouă întâlnire în această sală, în această zi frumoasă de primăvară și mai ales în acest anotimp al dragostei. Atunci când simțim dragoste și bunătate față de cei din jurul nostru, nu doar că îi facem pe alții să simtă acest lucru, dar ne ajută și pe noi să ne dezvoltăm iubirea și pacea interioară. Iosif Trifa, în una din scrierile sale, ne reamintește că când ai pacea Domnului în inima ta, atunci simți o revărsare, un belșug de pace și iubire pe care cauți să-l dai și altora. Reieșind din cele spuse, vreau acum să invit în scenă corul de copii Sunetul Clopoțelului cu cântecul Hulubul Păcii, conducător Agda Ciubotaru. Să-i întâmpinăm cu aplauze! Sâmbăta cu lupii,
aplauze pentru corul de copii, sunetul clopoțelului. Pentru frumoasele amintiri ce le-am trăit cu toții împreună, atunci pe când eram copii și așteptam ca mamele noastre, sâmbăta, să ne servească din proaspeții și rumeniții hulubași. Să știți, dragii mei, că nici la capitolul dragoste nu stă mai rău, iar ca să vă convingeți de acest lucru, îl invit în scenă pe Ghenadie Coceban cu cântecul Un trandafir crește la ferida mea. Aplauze! Bună seara! Trandafir crește la ferida mea și-și-a pleacă frunzele în jos. Lungă-i cale, îmi pare până la mândra mea, dar și se pare că am să mor de dor. Lungă-i cale, îmi pare până la mândra mea, dar și se pare că am să mor de dor. Bine, bine, bine! Stau la masă, o scrisoare ca să scriu, ca să scriu, iubito, a meu dor. Ca să scriu, iubito, dragă, a meu dor. Lelele, floarea pădurilor. Ca să scriu, iubito, dragă, a meu dor. Lelele, floarea pădurilor. La ferida mea și-și-a pleacă frunzele în jos. Lungă-i calea, îmi pare până la mândra mea, dar și se pare că am să mor de dor. Lungă-i calea, îmi pare până la mândra mea, dar și se pare că am să mor de dor. Continuare, doamnelor și domnilor, urmează Sârba și Hora Primăverii. Thank you.
Cosmin Lucianov pentru superba prestație din această seară. În clipele ce urmează, o invit în scenă pe tânăra interpretă Maria Baieș cu un colaj de melodii. Că ți-a pus pe flăcări inimioara.
Și de ce să plângi tu, măi băiete, când pământul este plin de fete? Dacă vrei să uiți pe Mărioara, hai pe deal cu mine într-o seară, da, să culegem de albe floricele, să visăm la lună și la stele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te repedele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te repedele. Vă las în compania acestei minunate orchestre și a frumoaselor majorete, care vin să ne surprindă cu un concert instantaneu. Aplauze!
în continuare ne aventurăm cu toții în lumea filmului. Cinema Paradiso, solo la trompete, Denis Smâșleaev. Aplauze pentru Denis Smâșleaev, pentru superbul solo Cinema Paradiso. Dragi invitați, în clipele ce urmează, îl invit în scenă pe Ghenadie Coceban cu melodia Copacul. Aplauze! În grădina casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-mi gând îl cânt. În grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nori,
tot ca el, copacul de mes se lasă în grădina mea, încărcat de roade și de noaptea grea. Au încercat dușmanii să-l culce la pământ și să știe genunchiat. Copacul de mes se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe și la greu. Simt în brațe lemnul tare și-l sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu copacul de mes se lasă în grădina mea, încărcat de roade și de noaptea grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe pământ. Copacul de mes se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe pământ. Să-l aplaudem și pe Ghenadie Coceban, cel care a fost cu melodia Copacul. De această dată vreau să invit în scenă studioul artistic de dans Romanița, conducător Tatiana Grosu, care vine să ne prezinte celebrul vals al lui Eugen Doga din filmul Gingașa și Tandra mea fiară. Thank you.
trioul artistic de dans Romanița! Mulțumim mult majoretelor pentru acest tango! Atmosfera sărbătorii o întregește interpreta Agda Ciobotaru cu cântecul Ederlezi. Haideți să o întâmpinăm cu aplauze!
În continuare, stimați invitați, urmează melodia Balcanica Nouă cu cei mai devotați prieteni din această seară. Fanfara Valentin Lucianov! Aplauze!
continuare, stimați oaspeți, în scenele vine grupul de majorete să ne îmbie la un bamboleo. Conducător Cristina Veste. Și le mulțumim mult pentru acest dans plin de pasiune. În continuare urmează o suită de melodii populare în interpretarea fanfarei Valentin Lukyanov. Thank you.
Doamnelor și domnilor, în continuare îl invit în scenă pe Ghenadie Coceban cu melodia O Damigeană. Să-l întâmpinăm cu aplauze! Când mi-e sufletul tristat, tot de dor și de ocat iau și-mi dau păcăre. Și atunci de supărare, uit că inima mă doare și mai cânt un cântece. Când mi-e sufletul tristat, tot de dor și de ocat iau și dau păcăre. Și atunci de supărare, uit că inima mă doare și mai cânt un cântece. O damigeană și-un pahar și cu un leotar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un șor plin cu un vinișor, necă să petrec să nu mai mor. Pune-i paharul, dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Umpli-mi paharul, dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Pune-i paharul, dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Pune-i paharul, dați-mi paharul că vreau să cinstesc, mă! Ia și bea sârmăre gură, vinișor de poamă bună, vinul să-l mai cumpăr car. Ia și bea sârmăre gând, vinișor bun de mult, ia și bea că nu-i păcat. Ia și bea sârmăre gură, vinișor de poamă bună, vinul să-l mai cumpăr car. Ia și bea sârmăre gând, vinișor bun de mult ia și dacă nu-i păcat. O damigeană și-un pahar și cu un leotar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un cer plin cu vinișor, necă să petrec să nu mai mor. Pune-i paharul, dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Pune-i paharul, dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Pune-i paharul, dați-mi paharul, că vreau să-l golesc. Umpli paharul, dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Și aplauze! Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Umpli paharul, dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Pune-i paharul, dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Umpli paharul, dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Hey! Aplauze pentru Ghenadie Coceban! În continuare urmează melodia The Final Countdown, în aceeași formulă, orchestra de fanfară Valentin Lukianov și grupul de majorete conducător Cristina Veste. Thank you.
Să-i aplaudăm încă o dată pe acești frumoși și talentați tineri și le mulțumim pentru minunatele clipe ce ne le-au oferit astăzi în scenă. Iar acum, cu un cuvânt de felicitare pentru conducătorul său, în scenă revin frumoasele noastre majorete. Vreau să o solicit în scenă și pe doamna Cristina Veste. Domnul Ion, noi dorim să vă mulțumim pentru efortul, munca și sufletul depus pentru ca pe noi să ne scoateți în scenă, să prezentăm un produs frumos și dorim să vă dorim răbdare, fericire, sănătate și în continuare la fel să ne susțineți, să ne încurajați și noi o să aducem roade. Mulțumim foarte mult! M-a ascultat într-un moment. Să știți, dragii mei, că ziua în care Dumnezeu a creat speranța a fost probabil și cea în care a zămislit primăvara. Fie dar ca în sufletele dumneavoastră să dăinuie doar muzica, inima să vi se umple de armonia primăverii și de bucuriile celor apropiați, iar tinerețea să vă fie călăuză pe tot parcursul vieții. Acum, când au rămas câteva clipe până a se atrage cortina, haideți să aplaudăm încă o dată pe cei care au dat farmec și culoare sărbătorii noastre de astăzi! Grupul de majorete de la Casa de Cultură Zaim, conducător Cristina Veste. Studioul artistic de dans Romanița, conducător Tatiana Grosu. Soliști Cristina Cărare, Maria Baieș, Genadie Coceban, Agda Ciobotaru, Orchestra de fanfare Valentin Lucianov, dirijor Ion Veste. Scenariu și regia Oleg Gauga. Sunet Roman Iurcu. Camera Alexandru Romanov, Ion Cernei. Montaj video Tatiana Grosu. A prezentat Tatiana Pavlenko. Оцика Кристина, Карари Кристина, Шандриану. Stimați prieteni, dragi oaspeți, acestea am avut a vi le spune în această seară. Din numele întregului colectiv, eu vă zic la revedere și până la noi întâlniri!